Victoriei cu Ioana N. Dojoiu, la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit la Europa FM pe frecvențele radio și pe Facebook. În această seară, invitatul meu este primarul sectorului 6 și, la fel de important, cel puțin în economia discuției noastre, președintele PNL București, domnul Ciprian Ciucu. Bună seara, bine ați revenit la Europa FM, domnule... Bună seara, bine v-am regăsit. Vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Ciucu, să începem cu ceva de sezon. Câte grade aveți în casă? În acest moment, cred că în jur de 20-22. O, e bine la dumneavoastră. Înseamnă că sunteți, aveți norocul să vă funcționeze termoficarea sau aveți o soluție alternativă? Parțial îmi funcționează termoficarea. Stau într-un bloc comunist, la etajul 8, într-un bloc din drumul taberei. Uh, mi-am cumpărat un boiler, în acela ieftin, de 300 de lei. Pentru apă caldă, pentru situl necesar atunci când nu merge. Așa, și pentru căldură? Ai rotări, mai are Pentru căldură, mie nici nu -mi place foarte mult să fie foarte nou, nu ne place foarte mult să fie foarte cal cald în casă, dacă e frig, mai e un halat. Am înțeles. Cum va fi iarna asta în București, acum lăsând uh semigluma la o parte, cum va fi iarna asta din punct de vedere al termoficării în București? Vă dați seama mergem. că acest lucru ar trebui să întrebați pe primarul general Nicu Șordan, pentru că termoficarea este în exclusivitate la primăria generală. Primarii de sector nu au niciun metru de țeavă în amisare sau măcar un angajat în termoficare. Asta ca să fac o introducere, ca să nu creăm așteptări pe care nu aș putea cumva să le onorez. Deci primării de sector nu se ocupă primările Știu. de sector nu se ocupă deloc în acest moment cu, cu termoficarea. Eu am făcut câteva lucruri care au de mine, în sensul că am descoperit o țeavă care era uitată pentru că niște băieți deștepți în anii 2000 au stricat țeava și a apărut un cet privat. Acel cet privat a furnizat energie, electrică, energie termică, iar la trecută acel cet privat nu cumpărase gaze și ne-a ținut în frig. Și ce să vezi, am găsit o conductă care putea să fie reparată, s-a reparat și uh, acum numai avem această problemă. Sunt câteva probleme, din câte știu, la nivel de Elcen, care tot uh, în revizie este de astă vară și, uh, din câte am înțeles, pe sectorul 6 se, se vor rezolva problemele, așa mi s-a spus, din zona Elcen și Tremănejerica, undeva în maxim o săptămână. În sectorul 6, bun. Da. Uh, ceea ce vă întreb este dacă ceea ce se întâmplă acum în București, pentru că știți, sigur, nu e la dumneavoastră termoficare, este clar că nu e la sectoare, dar sunteți primar al unei dintre sectoare și e o chestiune foarte gravă a Bucureștiului, deci sunt convinsă că sunteți la curent cu ea. Ceea ce traversăm, ceea ce traversează bucureștenii în acest moment este, să zicem așa, o etapă normală în evoluția unui tratament, da? Avem o rețea bolnavă, găurită, e normal să suferim până când se repară, ca un tratament stomatologic, să zicem, da? O etapă intermediară? Sau este ceva anormal? Este o situație care trenează? Este anormal. E anormal? Este, este, este cu totul normal. Un astfel de sistem, deci trebuie să ai inteligență medie ca să poți să-ți dai seama că un astfel de sistem nu lași să se prăbușească ca să te să repari. Fiecare primar, general, până acum, dacă ar fi fost responsabil, ar fi trebuit ca anual să facă 5-10% din investiții, da? din, din magnitudinea rețelei mai fel cât de mare și de complex este, să-și programeze uh, și bugetul pentru investiții permanente, pentru că țevile nu se repară singure, singure, au 50 de ani și au depășit de două ori toată de viață. Dar uh, cum pe vremea lor nu era o problemă iminentă, au neglijat, n au făcut progresiv și permanent, continuu, aceste înlocuiri de țevi, că încurcă traficul, că nu o să crape sistemul pe vremea lor, că nu au vrut să cheltuie banii, că nu au avut capacitatea, În că nu e interesat. Cum? Și acum sistemul a ajuns la o vârstă da. foarte înaintată și crapă. Cu pierderi foarte mari, cu, revizii, cu avarii permanente. Și Asta este, o, este o situație, este o situație la care s-a ajuns în lipsa unor investiții în termoficare în ultimii 30 de ani. Pentru că niciunul nici dintre primarii de dinainte n-a zis, n-a avut o problemă. De ce? Pentru că știa, ok, îmi termină mandatul, că să am un mandat sau, sau două, că timpul meu lucrurile sunt safe, nu, sunt în siguranță, nu, nu, se va întâmpla. Dacă se apucau și făceau acest lucru permanent, continuu, nu ajungeam mai Da, domnule, asta este evident, asta știm. Ceea ce vă întrebam eu este dacă în acest moment Suferințele bucureștenilor sunt consecința firească a faptului că în sfârșit repalațiile au început, a, nu. sau lucrurile trenează pur și simplu și nu simplu nu, nu, nu. Și nu, e, nu se întâmplă ce trebuie. Reparațiile n-au ajuns la un volum care să zici că ar genera aceste probleme generalizate, nu. Uh, au fost uh, atribuite ceva contracte dar mobilizarea de șantier nu s-a întâmplat uh, a venit cu greutate, am înțeles, țeava din uh, în zona Ucrainei pentru că e vorba despre fier de acotrea ca să se, să se importe țeavă în special uh, au fost blocaje, cri cri criză energetică deci uh, plus, plus faptul că PMB-ul nu s-a mișcat suficient de repede în punctul, din punctul meu de vedere a, cu asta trebuia să înceapă în primele șase luni domnul primar general dar de-abia s-au atribuit contractele anul uh, acesta și până să se mobilizeze pentru șantiere a venit iarna. Nimeni nu se apuce de lucrări iarna la modul serios. Singurul lucru care s a făcut cât de cât s-au făcut prin energetica servicii, care din punctul meu de vedere a livrat, deci tot ce s-a făcut anul acesta câțiva zeci de kilometri de, de conduct din rețea, au fost făcute de energetica servicii printr-o atribuire directă de către primăria capitalei. Eu aș fi investit mai mult în această companie, aș fi mai multe utilaje, mai mulți muncitori, capacitatea de proiectare deja există, trebuie doar execuție. Din păcate, domnul primar general chiar a luat uh, un lot din uh, curtea acestei companii care cât de cât funcționează, la a scos la licitație și nici acum nu a fost, uh, nu s-a apucat nimeni de el. Până acum, ieri fi putut să fie să, 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 să lucreze. Uh, ca să fim corecți. Da, Nicușor Dan, ca primar general și care are această responsabilitate, a făcut pași corecți, în direcția corectă, semnificativi, da? Dar încet. E Ai spus că nu chiar în direcția că a luat ceva în loc să. Da, adăug. a luat un lot din șase. Măcar și eu asta, Că lăsa acolo era mai bine. Adică, n-a luat foarte mult. Dar eu l-aș fi lăsat acolo, nu l-aș fi luat. Mai degrabă, chiar am mai și fi adăugat un lot sau două. Ar fi de gândit, ar fi necesară o schimbare de paradigmă cu totul. Și vă dau două exemple. Să începem cu primul. De exemplu, colegul nostru de la 3 Domnul Egoiță Spunea că n-ar fi rău ca termoficarea Să fie dată tot primarilor de sector Fiecare cu uh, felia lui Să se ocupe de ea Să o întrețină, să o repare Să îi facă ce trebuie Nu se poate Nu ai cum, pentru că magistrale traversează Sectoarele Transcend -se sectoarele uh, Ceturile sunt în extremitățile orașului da, poți să ai chat vest, cum este sectorul 6, care e cel mai modern CET, care ce să vezi că trimite agent termic până în sectorul 2. Trecem prin sectorul 1. Adică... Bun, asta nu se poate, dar o altă, în aceste condiții în care noi avem un sistem, din ce mi s-a explicat, din ce știu, gândit, din alte vremuri, când existau platforme industriale, când era Corect. altceva, era o comparație, îmi spunea cineva, noi cărăm acum o varză cu autocamionul, da. față de ceea ce se întâmpla. Bun. Uh, mai merită investit în acest sistem și timp și suferință și bani, sau am putea gândi un cu, totul altă, uh, schimb, un, un cu totul alt sistem. Și mă gândesc, de exemplu, nu la centrale de apartament, care sunt poluante și păcătoase din acest punct de vedere, ci la, de exemplu, centrale de quartal în, zon, în locul punctelor termice. Și acelea sunt poluante și foarte zgomotoase ocupă spațiu, trebuie să iei din spațiu verde ceea ce este ilegal în acest moment în România și sau să iei din locuri de parcare ceea ce înseamnă că o să spui mii de oameni în cap. Uh, din punctul meu de vedere, alta ar fi soluția. Este clar că uh, sistemul există ceea ce aș fi făcut eu, dacă aș fi fost primar general, dar n-a fost să fie așa, Partenția Liberală la Sfântul pe Nicu Șordan, uh, eu, în primul rând, aș fi comandat un, o evaluare Exactă, făcută de către fizicieni și ingineri, care știu cu presiunea, știu cu temperatura, știu acești indicatori tehnici. Și aș fi făcut, aș fi făcut camionul acela care duce Varza, l-aș fi transformat într-o dubiță care duce mai multe verze, ca să rămână în metafora dumneavoastră. Adică asta înseamnă că, da, magistralele sunt supra E un principiu simplu. În fizică, presiunea rămâne constantă, dar da, trebuie ca să mișorezi diametrul rețelei. Aș veni cu o reproiectare și cu o retehnologizare. Ceea ce este dureros, ceea ce este dureros, este că avem bani la dispoziție, sute de milioane pentru așa ceva, am împins acest lucru cât de mult am putut la nivel politic, n-am spus-o și public foarte des, dar dacă s-ar fi făcut la timp dacă s-ar fi făcut la timp fuziunea dintre Elcen și fost arat de termoenergetica, termoenergetica. această companie care ar fi rezultat pe un sistem centralizat, SACET-ul, ar fi putut să depună proiecte și să își retehnologizeze în totalitate sau într-o mare parte aceste conducte, dar și capacitățile de producție ale Elcen, că și aici e o mare problemă, prin fondul de modernizare de la Energiei. Sunt 100 de milioane acolo pe care nu le accesează nimeni. Și ce, ce să vezi că în țara asta, chiar când există acest fond de modernizare, la dispoziție, banii sunt acolo, nu trebuie decât să îi iei, s-a pronunțat că da, LCN este în insolvență. Da? Adică n-a mai putut nici măcar LCN să acceseze acei bani pentru a se retehnologiza, moderniza. Bun, și mai există soluție legislativă? Da, Nicio se pune că banii fără. sunt acolo. Eu am avut grijă și de multe ori fără să știe domnul primar general ca să pun presiune pe termonegerii ca să facă studiile. Pentru că care ai studiul de fezabilitate care să spună în ce constă investiția și partea de proiectare, degeaba sunt banii acolo. Că nu poți să iei, ai nevoie întâi de studiul de fezabilitate, proiectare, după care să contractezi lucrări. Deci sunt niște etape care au fost parcurse ar fi fost până acum parcurse și dacă la timp ar fi permis Ministerul de Finanțe Primăriei Generale să se să crească plafonul de îndatorare cel puțin, să cumpere, că era o soluție, centralele Elcen, se făcea acest sacet și cu proiectele odată pregătite aveam, aveam o soluție pentru București. Deci blocajul a, a fost la Ministerul de Finanțe? Din câte știu eu, de la Ministerul de Finanțe nu s-a inițiat hotărârea de guvern care să permită... Și n-ați vorbit? Sunteți președintele unei dintre cele mai mari organizații, dacă cea mai mare organizație liberală din țară, PNL București. Primarul este, ne place sau nu, a fost susținut în alegeri de PNL. Este un primar pentru care PNL poartă o răspundere politică. Coaliția premierul este liberal. Coaliția este PNL plus PSD. Și îmi spuneți că cineva din guvern a blocat asta? Bine, nici primarul general nu și-a făcut temele la timp. A încercat, eu am încercat, dar, na, forța mea politică de acum nu mi-a permis ca să mă duc mai departe. Este sabotat, domnul Nicu Șordan, de actualul guvern și actuala coliție, după cum lasă domnia sa și susținătorii domniei sale să se înțeleagă? PNL nu l-a sabotat, Partidul Liberală nu l-a sabotat uh, și vorbesc pentru PNL. Și l-a susținut necondiționat timp de 2 ani de zile în Consiliul General. Ei, eu mă refer la sabotarea din partea PNL-ului, inclusiv la nivel nu guvernamental, și vă informații. aduc aminte de faptul că a cerut bani pentru datoria LC, nu i-a primit, a primit doar uh, aprobarea pentru ridicarea plafonului de îndatorare, și domnul Ciuca a făcut o declarație hmm, destul de hmm, dură la adresa domnului Cușor, da spun nu eu nu eu i-am acordat sprijin. Dacă vă aduceți aminte, că declarația... Da, de da, da, am, am văzut acum câteva zile. Deci, uh, pare totuși că domnul primar general nu este chiar în grațiile actualei guvernări. Sunt niște abilități politice pe care ești obligat să le ai dacă ești primar. Adică, indiferent dacă ești primar de municipiu, trebuie să știi să deschizi și la guvern. Să știi să negociezi, să știi să... pui problema. Deci... Uh, lucrurile sunt mai uh, complicate decât parca, să zic așa. Dar din câte știu eu, ce, nu, nu vorbesc în general despre guvern, că m, eu fiind primar nu sunt toată ziua la guvern, mă duc chiar rar la guvern și doar când atunci când am treabă. Dar din câte știu eu, uh, nu pot să spun că Partențialul Liberal l-a sabotat cu ceva pe Nicușor Dan. Și atunci n-a știut domnul Nicușor ce să ceară? Și când să ceară? Nu, mai există și un alt partid în coziile de guvernare. Da. Eu vorbesc despre Partidul Național Liberal. Deci îmi spuneți că PSD-ul îl sabotează pe domnul Nicu Șordan? Nu știu acest lucru, dar există este și această ipoteză pe masă. Ar fi trebuit considerat să primească banii pentru datoria către el CEN? Ar fi trebuit ca Bucureștiul să fie tratat la fel ca toate celelalte unități administrative teritoriale, ca celelalte municipii. Care au primit? Unele au primit, nu toate. Păi ați spus ca toate, de-aia vă întreb. Da. Ca, ca cele care precum au primit. care dintre ele. Precum cele care au primit. Precum cele care au primit, am înțeles. Deci aici avem totuși o problemă și până la urmă semnătura a fost a domnului Ciucă, nu? Și declarația a fost a domnului Ciucă. Nu considerăm necesar să-i dăm banii pentru Ce ne ridicăm plafonul. Uh, ceea ce este ceea ce a cerut și domnul Nicu Asta a cerut. Nu a cerut datoria el Eu știu că a cerut a, și A cerut datoril. și acel lucru, dar a cerut și acest lucru. A, alternativ. Adică a, a cerut ambele, ambele lucruri și s-a oferit acest lucru și este cumva normal, pentru că problema este a Bucureștiului. Absolut. Ce nu merge la București, domnule Ciucu? Știți ce se întâmplă? Eu nu mai stau în București, e un lucru public, vin doar din timp în timp, îmi fac emisiunea ale Europa FM și uh, despărțirea asta de București uh, îmi arată cât de sufocant este și din, e din ce în ce mai greu de suportat și impactul la fiecare reîntâlnire cu el este uh, puternic. Ce nu merge? De ce orașul se degradează? Ca ansamblu, nu vorbesc acum de bucățele. Sunt cauze structurale, cauze care țin de sistemul politic așa cum este construit uh, și sunt cauze care țin de persoane. În București avem o crasă lips lipsă de leadership. Dar cineva care se bată pentru București. Ai eu nevoie de lideri foarte puternici în București care să salveze București. La cine vă referiți? La președinții de partide? La președat primar? La primari? La, la toată lumea mă refer. Pentru că mulți mă întreabă de ce nu activizăm mai mult pe plan politic la nivel național. Pentru că nu mă interesează nivelul național. E atât de mare problema Bucureștiului și e atât de mare că de leadership în București și nu este acoperită și încerc să o suplinesc eu cu forțe mea din, din poziția de președinte pe NL București, încât nu are sens să, să mă ocup de politica nivel. Pe cine supliniți? La cine vă referiți? La domnul Nicu Jordan? La cine? Dacă pot și pe domnia sa, fiind independent, nu deschide uși și fără să știe de multe ori ajută anumite direcții la guvern. Uh, și uh, faptul că atunci când ești independent, din păcate, în realitate, deși imaginea este alta, pare paradoxal ești mult mai dependent decât un lider puternic care are organizație în spate. Pentru că ești al nimănui. Exact. Fără. Și atunci când ai o în spate, ai o echipă cu care să lucrezi, ai o echipă care să vină acolo, să te susțină, nu trebuie să negociezi fiecare proiectul în parte și așa mai departe, este, nu e suficientă detentă, nu e suficientă forță să sari și să i propui reforme reale. Noi am cerut primarul general niște reforme, care nu s-au întâmplat. Trebuie să te ai de să desfințeze instituții care nu și-au rostul de a fi. Instituții relevante pe care le finanțăm degeaba. În momentul de față, subvenția este la două trimi din buget, atenție, două trimi din bugetul primei capitale și cealaltă cheltuie se mai degrabă cheltuieli de funcționare. Pe investiții ajunge foarte, foarte puțin. Foarte, foarte puțin. Păi, în cazul ăsta, hai să închidem primăria generală, o facem agenție de plăți și plecăm acasă și facem plăți pe subvenții. Măcar să luăm banii aceia pe care îi dăm pentru funcționare, pe uh, cheltuieli cu salarii cu sedii, cu echipamente uh, și așa mai departe. Deci este ilogic. Uh, pe de-o parte, sunt aceste probleme structurale foarte mari, creșterea prețului la energie, lipsa, lipsa investițiilor în 30 de ani în rețele de termoficare, uh, pe transport, are subvenție foarte, foarte mare. Uh, dar nu existat nicio preocupare în acești doi ani pentru raționalizare, sistematizare, tăiere de cheltuieli inutile poate niște vouchere care au fost date cam degeaba și au fost menținute, și așa mai departe. Nimeni nu vorbește despre aceste lucruri. Deci, ne așteptam ca să vină cu o viziune, ok, nu îți dă guvernul bani, dar te uiți să vezi de unde poți tăia tu și poți, după aceea, redirecționa către investiții. Aici, la asta, la, la acest lucru m-așteptam și nu s-a întâmplat din, din, din păcate. Piața Victoriei la Europa FM. Suntem în Piața Victoriei împreună cu președintele PNL București și primarul sectorului 6 al Capitalei, domnul Ciprian Ciucu. Domnule Ciucu, ați spus, n-a fost să fiu, să fiu eu candidatul la primăria generală, PNL a susținut altceva. Intenționați să candidați la primăria generală la viitoarele alegeri în 2024? Caprești, sunteți și președinte PNR București. Bun. La nivel uman, personal, vă dați seama că după ce muncești trei ani, patru ani, acum am doar doi, ești... deci ai multă muncă în spate cu multe proiecte. Eu sunt singurul primar care mi-am reorganizat toate instituțiile, am desfințat două instituții, că știu despre ce vorbesc, am înființat altele două cu servicii publice care nu existau. Am trecut, am făcut de funcționale, au plecat oameni, am adus oameni din ministere, din agenții, uh, pe poziție de middle management, pe top management. Deci am o muncă fabuloasă în spate cu zeci de proiecte de investiții semnificative de la școli, crește, grădinițe, parcuri mari, care n-au existat până acum, stres de la zero, un spital mă chinui să demarez. Multe astfel de proiecte. Pentru mine și pentru orice om care se implică, nu vreau să pară că mă laud sau ceva, dar la atât de mult și permanent cum sunt eu să o iau de la capăt, este cumva inuman. Adică volumul de muncă este, este fabulos. Deci, la nivel uman, mie mi-ar fi relativ greu să mă adaptez și doar mai aș duce acolo în anumite condiții. Da. Iar aceste condiții sunt convins că nimeni nu mi le va accepta sau nu poate oferi garanția lor. Da, sunt genul de primar care nu vreau să fiu primar general doar așa ca să fiu, pentru că în lipsa unor reforme structurale serioase, nici eu, poate și performa puțin mai bine decât foștii primari. Cam ceva experiență. Reforme și sunt legislative, ziceți? Structurale și, și legislative, da? Um, fără aceste reforme, nici eu nu aș performa cu mult mai bine decât a făcut-o Sorino Prescu, că mi-a cu Jordan. Deși e clar că nivelul de pregătire în zona administrației dintre noi este destul de mare, așa. Totuși, eu am lucrat ani de zile în consultanță pentru administrația publică și nu în România, ci în afara României. deci după această deci, voltă, răspunsul e? Deci, răspunsul este că acele condiții pe care eu le-aș pune, nu mi le poate oferi nimeni. Deci răspunsul e nu? Nu intenționați să candidați În acest moment la nu generală. intenționez să candidez la Primăria Generală. Rămâneți la... dar veți vrea încă un mandat la sectorul 6? Evident, evident, oh, pentru oh, că nici a... nu se pune problema să nu vrea un, un, un mandat la sectorul 6, pentru că... Um, Vezi asta primările care au performat, au avut primar cel puțin două mandate, trei mandate. Pentru că birocrația este atât de mare din momentul în care inițiezi ceva până execuți ceva și trebuie să te ții cu dinții de acele proiecte pe care ai început, care vor modifica sau care vor schimba în bine viața oamenilor. Bun. și cine va fi? Cine va fi candidat? Sau mai precis, când veți alege candidatul, doamna șirea deja... Așa? Păi unii se grăbesc. Unde-i graba asta? Eu știu. Păi, sunt doi ani Știți mai Știți că, sunt că deja se în discută față. în paradigma Nicușor Dan versus Gabriela Firea. Da, pentru că ei doi s-au grăbit repede să-și anunțe candidatura. Parcă astea erau problemele. Da, a, a, asta e problema. Bun, de principiu, veți avea candidat PNL-ul, va avea candidatul lui? Eu mi-aș dori să avem candidatul nostru. Nu neapărat să fiu eu și mi-aș dori acest lucru. Dar să vă zic un lucru. Noi, nu, se pune foarte greșit problema. Cu toții punem greșit problema. Adică, domne, cine vrea să fie candidat? Sau cine poate să fie candidat? ne punem foarte greșit această problemă. Sau această întrebare. Întrebarea este cine este în stare să fie primar. Perfect. Da? Și aveți deja da? o Deci cine este în stare să listă? fie primar? și așa vor mulți mm. să fie primari. Din aveți deja partidele. o listă cu cei care ar putea fi în stare să fie primari? Creștem oamenii. Da, da, vedeți, la crescut de oameni mă întrebați care e graba. Trebuie să le crești în autoritatea, dacă îi da, 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 de, de ei crești. Eu, 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 deci... Creștem oameni și oameni care să aibă rezultate, care să știe administrație publică. Deci, e, 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 posibil să îl mai susțineți pe Nicu Șordan pentru un con mandat? Nu vă răspund ce întrebare. Că de ferm ați fost. Nu vreți să-mi răspundeți? Mm -hmm. Ok, nu vreți să-mi răspundeți. fi corect față de el. Dacă îi spun că nu îl mai susțin, cine nu mai ascultă în primărie? toți funcționarii publici o să la, știți la, 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 trecerea, la timpului. Știți că deja mi a răspuns nu, pentru că mai există și partea a doua. partea a doua, da? Dacă zic că îl susțin, după aia se culcă pe ureche. Da? Și atunci nu ne mai tratează cu oarecare defență, nu că ne-ar trata prea mult. Bă, asta voiam să vă spun din tot ce mi a spus până acum, nu mi se pare că este ochi și urechi la, la dumneavoastră. Bun, am înțeles, nu vreți să-mi spuneți, am văzut bilanțul anunțat de dumneavoastră astăzi pentru primii doi ani, jumătatea mandatului, primii doi ani de mandat. Sigur, sunt multe chestiuni locale, pe unele le-ați amintit, dar ceea ce am remarcat eu este că bugetul total de investiții pe primii doi ani din mandat este cu 216% mai mare decât întregul buget alocat din precedentul mandat. 15% din investițiile pe 2022 reprezintă fonduri externe și totalul de investiții, dacă am înțeles eu corect graficul nostru, este de 783 de milioane de lei. Ceea am ce am zis de la început. Nu e puțin lucru. Nu, am zis la început. Dumne, nu mai putem să funcționăm cu 70% din două treimi din cheltuieli și să băgăm doar o treime în investiții. În orice administrație modernă este invers. Da? Mai mulți bani la investiții în calitatea vieții oamenilor și mai puțin bani de funcționare. Și da, am tăiat foarte multe cheltuieli. Numai din pix în primul an de mandat, am tăiat, poate vi se pare fabulos, dar pot să demonstrez, am tăiat 80 de milioane de lei. Din pix? Din pix. Uh -huh. Pe mirce. Mentenanțe prin școli, până la nu știu ce calculatoare pe care nu le făcea nimeni niciodată. Da? Erau firme, două, trei firme care făceau mentenanță la camere de la vederi. Nu venea nimeni să facă Clientela. Să pare. o zicem pe dreaptă. Cel mai probabil. Nu aveam de o să știu că n-am fost acolo, na? De la uh, mentenanță pe aer condiționat, uh, mentenanță pe nu mai știu ce, până și firma care făcea uh, care tundea iarba din curtea primăriei nu era ADP. Noi avem ADP-ul tundem iarba într sectorul. Și trebuia ca să fie apelat la o firmă care să taie iarba în curtea primăriei. Dar despre ce vorbim? Uh, și am luat zeci de astfel de contracte la puricat, am făcut muncă de chinez bătrân împreună cu directorul economic și asta ce cu el? Pac reziliat, pac reziliat, pac reziliat. Vă dați seama, fiind nimeni nu ne-a contestat sau n-au făcut scandal când le-am tăiat, unele ajungeau la termen și le-am prelungit și unii scriu proiecte întregi ca să obțină 80 de milioane. Sunt 20 milioane de euro Și să i obținut din pix cum ar veni. Din pix. Dar din când pix, se vor vedea aceste 783 de milioane în investiții? În cât timp se vedă investiții? să se vadă. Am început să se vadă. Uh, am reabilitat uh, în acest moment uh, pf, sute de mii de metri pătrați de uh, tramă stradală, străzi noi de la zero am făcut, pe unele deja le-am dat în folosință, mai micuțe ce este drept, avem proiecte mari, am făcut exproprieri, da, facem drumul Valea Largă care conectează Bulevardul Timișoara cu prelungirea Ghencea, două benzi pe șens, piste de biciclete, totale largi, canalizare, tot ce are toată echipare dilitară. Da? Toate aceste lucruri se fac. Bineînțeles că și vreau să înceapă mai devreme, dar implicația aceasta nebună din România, asta este viteza maximă cu care cineva poate ca să înainteze. construim corpuri de școală noi. Nu s-a mai construit de prima comuniștilor. Noi nouțe. Trei crește, noi nouțe. Am obținut finanțele europene pentru ele, prin PNRR. Grădinițe noi, nu doar crește. Deci toți acești bani se duc în calitatea vieții oamenilor. Parcuri noi. Deci o să avem parcul la Cumori, avem un concurs internațional de soluții câștigat deja de o firmă din Belgia, o echipă mixtă română-belgiană organizată împreună cu Ordinul Arhitecților, unde o să băgăm undeva la 15 milioane de euro. Parc după care parcul liniei, 4 km, parc un parc liniar, lung, da? Care este în execuție în acest moment. Banii ăștia acolo merg, în aceste lucrări. Bun, explicați-mi și mie de ce la dumneavoastră se poate și, de exemplu, în sectorul 1, se poate? Din două motive. Primul este că de când mi-am luat mandatul ăsta din prima lună, simt că nu am timp. Nu știu, poate așa sunt eu construit. Permanent n-am timp și m-am mobilizat și mi-a mobilizat echipa. În primele luni, am restructurat semnificativ. De exemplu, din, 300 de, din 400 de polițiști locale au rămas 300. Da, am dat 100 afară. Am organizat organizația, am adus oameni noi în zona managementului care erau și știau foarte bine această meserie, am organizat DGSPC-ul ca să eficientizăm. Am organizat un centru de sănătate pe care l avem, care și-a dublat număr de pacienți, numai decizii de management. I-am crescut veniturile pentru că au venit pacienți mai mulți, deci au venit mai mulți bani și final noi subvenționăm mai puțin. Deci am făcut de reformele structurale care țin de. de uh, reforma administrativă a, primăriei, am organizat până acum de două ori numai primăria. Bun, și de ce la sectorul 1 PNL nu susține aceste reforme? Sau ce puțin asta spune Dumnezeu, spun nu Da, asta nu este adevărat. Acolo, eu, eu, deci ăsta este primul motiv pentru care presiunea timpului pe care o simt permanent și faptul că am restructurat instituțiile și sunt mult mai responsive responsiv în relația cu cetățeanul la noi. La noi poți să faci pe grupul pentru sectorul 6 o sesizare și în câteva ore să, să rezolvem o aplicație cu 29.000 de utilizatori care ne tot timpul, tot ce se întâmplă în sector și ADP-ul este peste tot, poliția locală este peste tot. Deci am schimbat mentalitatea și modul de interacțiune a instituțiilor cu cetățeanul. În sectorul 1 este altceva. În sectorul 1 avem un primar care se ceartă permanent cu toată lumea, care e foarte interesat de lupta politică la nivel înalt. Care și atac care spune că e sabotată de PNL. Care se, da, care spune că e sabotată de PNL după ce a atacat permanent PNL-ul pe unde l-a prins. Deci zilnic postează uh, uh, postări ciudate cu acuzații care nu se susțin de cele mai multe ori, sau de fapt rare ori, uh, în care ne face sau îi fac ce pe colegii mei hoții toată ziua, după care vine să-l ceară votul pe niște proiecte. Uitați-vă puțin în calitatea acelor proiecte. În fie, nu vreau ca să intru, că chiar nu-mi doresc să le deschid acest conflict cu doamna Armanda, m-ați provocat. M a fost închis vreodată? Nu, nu te și dânsa, a, pentru că... Mie la nu nivel vreau ca personal. Să da, nu vreau ca să... Vedeți, doamna, eu evit astfel de conflict de tocmai pentru că m-ar deturnat de la misiunea mea. Da? Mă atacă, deci, va trebui... Sunteți PNL București și răspundeți? Aveți responsabilitatea pentru PNL Sector 1? Nu, nu PNL Sector 1 are un birou politic propriu, îi are un președinte și președintele pe București, pe statul nostru, are doar rol de coordonator. Eu nu pot, Ia. nu, nu pot da afară, nu, n -n 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 nu le pot impune un alt vot, nu pot schimba președintele sectorul 1. Astea este mulțumiți sau mulțumiți de felul în care la rândul lor colaborează cu doamna Armand? Deci, doamna ne... Armand îi acuză că ne... servesc interesele romprez, de exemplu. Asta este, pe mine mă acuză de asemenea, enormitate. Da? pune ceva pe masă ca să vezi că este așa. Pe ce te bazezi când cu astfel de declarații? Doamna Armand, din campania electorală, nu a vrut ca să mergem împreună. A avut doar sigla USR pe corturi și pe toate elementele. Și nu s-a ținut de negocierile pe care le-a avut normale. Ce am învățat în politică este că în momentul în care ai puterea politică ca să o menții, trebuie să o împarți. Eu am doi viceprimari USR. Doi. Care au tot, full atribuții în totalitate pe cinci din nou instituții. Unde fac ce vor. Da? Cu se să întâlnă cu orice. Cu responsabilitate. De ce? Pentru că am înțeles că este doar normal, doar natural să împarți puterea politică ca să poți să-ți faci și tu mandatul, să facă și oamenii aceia mandatul. Da? La noi nu s-a întâmplat acest lucru niciodată. N-a dat niciodată atribuțiile sau le-a lăsat după o săptămână și a desfințat instituția care au în la viceprimarului nostru. Eu am doi viceprimari de la USR cu care mă înțeleg. Deci asta ține de abilități politice, de, de, leadership politic, nu de administrație sau altceva. Și dacă deschizi tot timpul frontului în toate direcțiile cu toată lumea, nu mai ai timp de administrație. De aceea, acum am și pare că am spus ceea ce am spus, pentru că, cu siguranță, doamna Armand nu mă răspunde mâine, păi mâine. După care eu, iar, trebuie ca să-i răspund, ceea ce mă deturnează de la misiunea Ia E da. cum ar veni. N-am vrut să vă răspund, dar, în fine, a spus atât de bine întrebarea. Că dar nu am vrut vă să mai leviți. întreb ceva. De principiu. Da. Nu, de fapt. Nu, nu ne referim la persoană, ne referim la principiu. Un primar în funcție. De exemplu, dumneavoastră. Da puteți să vă autonomiți manager al unui proiect derulat de primăria ca, ă, sectorului 6? Că ca, luăm cazul nostru. Păi de ce nu mă pot pune și șeful poliției locale? Că mi-ar plăcea să fiu. Nu am timp. Să pot să mă pun funcție arhitect șef sau să mă pun serviciu șef serviciul la la... Nu pot, evident, că e incompatibilitate clară în lege. N-ai cum. N-am voie. Funcția de primar este incompatibilă cu orice altă funcție executivă, că este la stat sau că este în privat. Nu mă pot pune administratorul unei firme. Manager, manager de proiect este funcție executivă? Da, este o funcție executivă, foarte clar. Deci nu poți să ai altă funcție. N-ai cum. Deci nu se permite legea, este incompatibilitate, nu doar conflict de interese. Dacă tu pe tine însuți, te pui manager de proiect, nu poți. Prima oară intervine conflict de interese și ești obligat să dai o declarație că nu ești în conflict de interese, în momentul în care o faci. Pentru că și eu numesc merge de proiect. Și noi, mai nou, am înființat o direcție de fonduri europene, care, ce să vezi, merge foarte bine. Atragem fonduri ca niciodată. Și numesc manager de proiect. Și în momentul acesta să mă asigur că nu cumva la o fi cu mine. Sau nu, nu există așa ceva. Nu am nicio rudă în prima astfel șase, da. Să nu există cine știe ce. Și atunci asemnez, da, nu pot să am o declarație care se semnează că nu știu cum de interese. Când numești o echipă de achiziții, când numești o echipă de proiecte, același lucru. Deci nu ai cum pe legea din România, nu ai cum. Am A, aici înțeles. este conflict de interese. Dar intervine incompatibilitatea care este foarte clară care spune că funcția de primar este incompatibilă cu orice altă funcție. Mi se pare că doar avem voie să ținem cursul la facultate. Da. Orice altă funcție sau activitate remunerată. Exact. Deci... Da, poți, unii au firme primari și eu nu, nu am. Au. au firme, au, da, dar sunt acționari. Mm. Nu au, își au dividende, nu și au salarii. Tu te dedici doar comunității. Mai avem un minut și jumătate și aș vrea să vorbim, să terminăm frumos. Când Așa, deschideți târgul? Timpul? Păi să știți că... Târgul făcut în prima Ezi... cu cei de la Antolda. Sunt... da, e pentru prima oară când în București se face un târg de asemenea magnitudine, la asemenea calitate, gratis. A, e gratis? Asta e periculos. Și când, când, când îl deschideți? E periculos, este bine, pentru că până acum, de exemplu, se băgau 8 milioane de lei, decât 2 de euro într-un târg se recupera un milion, un milion și jumătate. Sunt bani publici care dispăreau în toate părțile, da? E, uite că am găsit un model prin care acest lucru se autofinanțează, da? Un privat vine și îl organizează, investește acolo și și asumă pe de-a întregul riscul investiției și după A care e gratis din punctul de vedere al primăriei, asta îmi spuneți. Și nu al, din... și al, și al parte... publicului, da. publicul care intră, intră liber în... Intră liber acolo doar din consumație, se întâlnește acest și din sponsorizări este o măsură liberală. Când îl deschideți? Vreau ca să-l deschidem vineri acum, dar mi-e frică că plouă și nu vreau să fie un eșec. Și tocmai acum vorbeam cu organizatorii la telefon, dar nu vreau acum, nici nu trebuie să spun chestia asta, că poate oamenii să ne urmărească, da? Și, <laughs> în weekend îl deschidem. În weekend îl veți Dar mi-aș dori foarte mult pentru că începem cu un eveniment pentru copii și ne-ar vrea să ținem pe cei mici în ploaie. Dar acum este programat să deschidă de pe 25, dar stăm cu ochii pe, pe sărea vremii. Pe 25 sau un weekend Bine, în, da. în Târgul din sectorul 6 uh, al capitalei. Vă mulțumesc, domnule uh, primar uh, Ciucu. Vă mai așteptăm la Europa FM. Cu aia. mare plăcere oricând vin aici. La revedere, prieteni. Ne auzim din nou miercurea viitoare. Să aveți o săptămână minunată. Piața Victoriei la Europa FM.